Hello! Welcome to the Arca Page. This is Romanian for migrants. Bună! Bine v-am regăsit pe pagina Arca. Acesta este cursul de limba română pentru migranți. You are now attending a grammar lesson. The verb. Asistați acum la o altă lecție de gramatică. Verbul. Timpul imperfect, lecția 4. The imperfect tense. Lesson 4. This is a material created by ARCA, the Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Astăzi vom discuta pentru ce folosim imperfectul și de ce nu este suficient perfectul compus. Today we will be discussing what do we use the imperfect for and why isn't knowing the past simple enough. Folosim imperfectul pentru a descrie o acțiune continuă din trecut, acțiune pe care o numim acțiune lungă. We use the imperfect to describe a continuous action in the past, action which we call a long action. De exemplu, for example, când eram mică, mă plimbam mult, mâncam multă înghețată și învățam bine la școală. Mi-e dor să fiu copil. So, when I was little, I would walk a lot, I would eat lots of ice cream, and I would study well in school. I miss being a kid. În acest caz, perioada de timp în care eu eram copil este una foarte lungă. Așa că nu putem folosi perfectul compus în acest caz, pentru că nu vorbim despre o acțiune scurtă, despre un lucru care se întâmplă într-un singur moment. Vorbim despre ceva care se întâmplă pe o perioadă foarte întinsă de timp. Și în acest caz, mă plimbam, mâncam, învățam. Vorbește despre, aceste verbe vorbesc despre obiceiuri pe care le aveam. O serie de lucruri pe care le făceam la fel în toată perioada lungă de timp cât eram copil. So, in this case, being a kid is it implies a long period of time. And hence we cannot use the past simple, perfect compus, because it is not an action that takes place in a single moment or at a single time. It's something that takes place over a long period of time. And in this case, the verbs in imperfect tense, mă plimbam, mâncam, învățam, walk, eat, study, these describe habits that I had in the time. So, actions that I would do in that period of time consistently. So this is why we call being a kid a long action, and this is why we use the imperfect tense. Și din acest motiv folosim denumirea de acțiune lungă și folosim imperfectul. Alt exemplu. Când lucram la IKEA, aveam un salariu foarte mare. When I worked at IKEA, I had a very big salary. Din nou, aici avem tot o acțiune lungă, da, și nu avem nicio acțiune scurtă, pentru că timpul cât eu lucram la IKEA, chiar dacă în sine este o perioadă scurtă de doar o lună, vorbim despre o perioadă întinsă de timp în care eu făceam aceleași acțiuni. Motiv pentru care salariul pe care l-am avut în toată această perioadă era unul mare. Și de aceea aceste două verbe le folosim la imperfect. So, in this case as well, working at IKEA and having a very big salary because I was working at IKEA implies a long period of time. Even if working at IKEA happened only for one month. That doesn't matter. Because in one month, which we can say is a sufficient amount of time, I would do the same actions. So go to work,
do what I had to do at work, come back, a series of actions that happened always in the same way. So this is why we use the imperfect tense. De multe ori în propoziții folosim ambele timpuri verbale, perfect compus și imperfect, pentru a marca o diferență de durată. Many times in sentences we use both tenses, past simple and imperfect, in order to show a difference in duration. De exemplu, for example, când eu găteam, a sunat telefonul. While I was cooking, the phone rang. În acest caz, găteam este o acțiune lungă, nu? Pentru că puteam să gătesc jumătate de oră, o oră sau poate chiar mai mult. Și a sunat este o acțiune scurtă care mă întrerupe pe mine din ce făceam. So in this case, was cooking is a long action that could have been taking half an hour, or maybe more. And rang is a short action which interrupts the long one. So this is why for the first verb, for to cook, we use imperfect. And for the second one, to ring, we use the perfect compus. Și din acest motiv, pentru primul verb, a găti, folosim imperfectul și pentru a suna folosim perfectul compus pentru a marca diferența de durată. Pentru că telefonul a sunat foarte puțin timp și eu găteam mult mai mult timp. Eu eram deja la gară când tu ai venit să mă vezi. I was already at the train station when you came to see me. În acest caz, eram este acțiunea lungă și ai venit este acțiunea scurtă. So in this case, was there already at the train station is the long action and came is a short action. Eu eram la gară de ceva timp când tu ai fost să mă vezi. So, ai venit is a short action and was at the train station is the long action. Eu te așteptam, dar tu nu ai venit. I was waiting for you, but you didn't come. Așteptam este acțiunea lungă. Și nu ai venit este acțiunea scurtă. So was waiting is the long action and didn't come is the short action. Eu puteam să aștept chiar și o zi, o săptămână, o lună și acțiunea de a veni pe care tu nu ai făcut-o ar fi durat foarte puțin. Chiar dacă avem negația în față, tot o acțiune scurtă este pentru că tot la fel de puțin ar fi durat în comparație cu cât am așteptat eu. So, even if we didn't have the negation in front of the verb to come, it would still be a short action, because if you would have come, it would have taken a lot less than it took me to wait for you. Ea făcea duș când a sunat alarma de incendiu. She was taking a shower when the fire alarm rang. Făcea este acțiunea lungă și a sunat acțiunea scurtă. Was taking is the long action and rang is the short action. La fel ca în cazul telefonului, alarma de incendiu durează foarte puțin în comparație cu cât îmi ia să fac duș. So the same way as in the case of the phone ringing, the fire alarm ringing is a short action compared to how long it takes to take a shower. This was all for the lesson today. Please follow the next lessons for more interesting material. Stay healthy! Asta a fost tot pentru lecția de astăzi. Vă rog urmăriți următoarele lecții și vă doresc multă sănătate. This was your Romanian teacher, Mădălina Mihai. Am fost pentru dumneavoastră profesoara de limba română, Mădălina Mihai. This is a material created by ARCA, the Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA,
Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Mulțumesc!